Avem un nou invitat, spun asta pentru că nu l-am mai văzut de foarte mulți ani de zile. Este vorba despre Mădălin de la Lipia, care vreau să vă spun că el cântă seară de seară aici la restaurant Infinit, unde vreau să vă spun că ne-am simțit extraordinar de bine. Chiar le mulțumesc patronilor acestui restaurant. Este un restaurant cu renume, un restaurant unde au o mâncare tradițională extraordinar de bună și vă recomand. Și haideți să vorbim un pic cu Mădălin, pentru că eu am dansat foarte mult timp cu el, am făcut și mulți bani alături de el și vreau să ne vorbească puțin despre piesa pe care o să cânte, pentru că va cânta live. În primul rând vreau să spun și eu bună seara tuturor telespectatorilor emisiunii Talent Show, cel mai frumos show de televiziune creat de organizatoarea Cornelia. Mulțumesc pentru invitația deosebită pe care am avut-o din partea dânsei și vreau să dedic o melodie specială pentru toți românii care sunt plecați în afara granițelor și sunt așteptați de către familiile lor cu mare dragoste, mai ales de sărbători. Unde ne aflăm, hai cu toți să ne adunăm, hai cu toți să ne adunăm. Cu copii, părinți și frați, de necazuri să uitați, de necazuri să uitați. Și oriunde ne aflăm, hai cu toți să ne adunăm, hai cu toți să ne adunăm. Cu copii, părinți și frați, de necazuri să uitați, cazuri să uita. Să avem cu tot suflet bun, că e seara de Crăciun, în casă la fiecare e bucurie mare. Să avem cu tot suflet bun, că e seara de Crăciun, în casă la fiecare că e mare sărbătoare. Adu-i tu în casa mea, adu-i tu în casa mea. Bă, Doamne, Tu o minune, strânge-i pe toți lângă mine, strânge-i pe toți lângă mine. Cum era viața înainte, așa se roagă un părinte, așa se roagă un părinte. Și t-aș mai ruga ceva, adu-i tu în casa mea, adu-i tu în casa mea. Pe pământ copiii mei, după mai afam ce vrei, după mai afam ce vrei. Și t-aș mai ruga ceva, adu-i tu în casa mea, adu-i tu în casa mea. Pe nepoți și copiii mei, după mai afam ce vrei, după mai afam ce vrei.